În acest tutorial vom învăța cum să alegem paleții de lemn pentru proiectele dumneavoastră decorative. Aveți de ales între două tipuri de paleți, cei care nu sunt marcați și paleții de tip EUR EPAL. Paleții non-marcați variază ca talie, sunt mai ușor și mai simplu de demontat decât tipurile EUR EPAL. Puteți să faceți rost de acești paleți din magazinele de bricolaj, de pe șantiere și din anumite locuri comerciale. Paleții EUR EPAL sunt mai rezistenți și mai dificil de demontat decât celelalte tipuri. Aceștia au o talie standard și măsoară 80 cm în lățime și 120 cm în lungime. Paleții EUR EPAL sunt tratați pentru evitarea propagării insectelor și a ciupercilor pe durata transportului mărfurilor dintr-o țară în alta. Pentru a vă asigura că paleții de care dispuneți nu sunt periculoși pentru sănătatea dumneavoastră, este important să citiți inscripțiile și marcajul acestora. Logo-ul IPPC indică faptul că lemnul a fost tratat în conformitate cu normele internaționale ale măsurilor fitosanitare. Însă, asta nu va garanta că paletele nu au fost tratate chimic. Pentru asta, căutați indicația HT, care indică faptul că lemnul a fost încălzit în vederea eliminării tuturor patogenilor. Acesta este unicul tratament fitosanitar nepoluant autorizat în Uniunea Europeană. Dacă paleta are acest marcaj, puteți să o folosiți fără grijă pentru fabricarea mobilierului dumneavoastră. Atenție! Dacă aceasta are sigla MB, înseamnă că a fost tratată cu bromură de metil. Nu o folosiți și mai ales nu o ardeți. Paleții EUR EPAL sunt cea mai bună recomandare de obicei și îi puteți găsi la comercianții de paleți de lemn. Evitați să reciclați paleții lăcuiți sau vopsiți pentru mobilierul de interior, deoarece aceștia pot conține urme de produse nocive sănătății dumneavoastră.